Inspectoratul de Poliție Județean Olt, sub autoritatea instituției prefectului, a organizat o acțiune care s-a desfășurat cu efective mărite pe raza întregului județ în vederea limitării răspândirii virusului COVID-19. Polițiști de ordine publică, rutieri de investigații criminale, de la investigarea criminalității economice și cei din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, jandarmi din cadrul IJJ, pompieri din cadrul ISU Olt și reprezentanți ai Poliției Locale Slatina au acționat în special în municipiile Slatina și Caracal, unde a fost înregistrată cea mai ridicată rată de infectare din mediul urban din județul Olt, dar și în mediul rural, cu precădere în comunele Perieț și Oporelu, unde rata de infectare a depășit 7 la 1000 de locuitori. Activitățile s-au desfășurat în piețe, zonele aglomerate, centre comerciale, precum și mijloacele de transport în comun, oamenii legii efectuând verificări cu privire la legalitatea transportului de persoane, purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în toate spațiile publice deschise și respectarea normelor de protecție sanitară în cadrul piețelor agroalimentare organizate în zone publice deschise. În urma activităților desfășurate au fost verificate 600 de persoane, 110 societăți comerciale și 101 mijloace de transport. În urma neregulilor constatate, oamenii legii au aplicat 220 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 40.000 de lei. Dintre acestea, cele mai multe au fost aplicate pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală. În cadrul acțiunii, polițiștii au depistat un bărbat în timp ce conducea un autobuz pe strada Drăgănești din Slatina, efectuând transport de persoane. În urma verificărilor, polițiștii au constatat faptul că mai mulți pasageri erau transportați suplimentar față de locurile disponibile, conducătorul auto fiind sancționat contravențional. Autoritățile vor continua activitățile de acest gen și în perioada următoare, dorindu-se ca cetățenii să conștientizeze riscurile la care se expun prin încălcarea măsurilor impuse în această perioadă.